Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că guvernul a alocat bani doar pentru primăriile PNL, creând astfel un dezechilibru între autoritățile locale. Dacă acest lucru va continua, Vasile Iliuță spune că de la bugetul Consiliului Județean va aloca bani doar pentru primăriile PSD, pentru a echilibra balanța. În cadrul conferinței de presă a luat cuvântul și Laura Munteanu, directoarea Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș, care a prezentat activitatea instituției și obiectivele pe anul în curs. Călărașul astăzi s-a împărțit în două. Există repartiții bugetare de la guvern numai la primăriile PNL. Și vreau să vă spun că aici aș spune, s-au împărțit un total de 14,997 mii lei către administrațiile PNL, iar administrațiile PSD n-a primit niciun leu. Cu toate astea, văd că astăzi Partidul Național Liberal a împărțit județul în două și nu este corect față de administrația pe care am avut-o în urmă cu 4 ani de zile și am adus, să spunem, către administrațiile județului Călăraș un mod echilibrat de a distribui banii Consiliului Județean. Dacă acest comportament va continua să se întâmple la Călăraș, voi lua atitudine și voi împărți și eu banii Consiliului Județean numai la administrațiile PSD ca să facem acest echilibru pe care Partidul Național Liberal astăzi la guvernare face o împărțire nedreaptă pentru ceea ce se întâmplă în administrațiile județului Călăraș. Astea sunt subiectele la Călăraș. Noi vom continua proiectele și vom face plățile 1-12 din bugetul județului Călăraș, istoricul bugetului de anul trecut. Vom face plăți către bunuri și servicii să putem să avem funcționarea Consiliului Județean și a subordonatelor Consiliului Județean. Nu sunt probleme cu plățile. Urmează să așteptăm aprobarea bugetului național ca să putem să continuăm investițiile pe care Consiliul Județean le are în derulare. Aici aș vrea să dau cuvântul doamnei director de la Biblioteca Județeană. Laura, te rog mult, problemele învățământului, problemele Bibliotecii Județene Călăraș. În această conferință am propus, dincolo de urările și gândurile bune pe care le adresez călărășenilor și nu numai, două aspecte legate de preocupările și îngrijorările noastre ca organizație pentru oameni. Prima este cea legată de încheierea semestrului întâi al anului școlar 2020-2021. Așa cum bine știm cu toții, așa cum am vorbit și în campania electorală și nu numai, atât în județul Călăraș cât și în școli din România există copii care nu au avut posibilitatea de a participa la aceste cursuri online organizate de către școli. Și chiar astăzi mă uitam pe site-ul Ministerului Educației, există acolo un comunicat legat de întâlnirea domnului ministru cu inspectorii școlari generali, în care se face precizarea că 65.000 de copii din această țară sunt în risc de a nu își putea încheia situația pe primul semestru, din diverse motive, cele mai multe legate de resursele tehnologice și de digitalizare. Iar cel de-al doilea aspect îngrijorător pentru noi, și nu numai pentru că se manifestă la întregul lista țării, este acest fapt legat de doar starea declarativă a decidenților politici legată de profesionalizarea managementului instituțiilor de învățământ. Și am constatat cu toții că la început de acest an școlar, foarte mulți directori de școli au fost schimbați din funcție ca urmare a încetării contractului de management, fără o evaluare clară a activităților domnilor lor și schimbarea s-a făcut strict pe criterii politice. Ori acest lucru nouă ni se pare foarte îngrijorător, pentru că nu cred că ar fi împietat niciunul dintre inspectoratele școlare să prelungească contractul colegilor lui directori și să facă aceste schimbări care considerau necesare la 31 august 2021, dând posibilitatea continuării unui proiect de management pe un an pe care acești oameni l-au realizat. În ceea ce privește activitatea de la bibliotecă, noi suntem, evident, ca toate instituțiile publice, constrânși de această evoluție epidemiologică și
În funcție de evoluția campaniei de vaccinare, noi ne-am făcut proiecte. Vrem să deschidem biblioteca nu doar către municipiul Călăraș, ci către cetățenii din județ. Dar despre asta într-o întâlnire viitoare. Astăzi a fost revocată doamna noua inspector general școlar. Aveți un coment de făcut? Nu fac niciun comentariu. Aici sunt deciziile Partidului Național Liberal. Specialiștii pe care îi vor numi pe funcție, decizia le aparține în totalitate. Da, și USR-ul e formată. Da, USR-ul astăzi la Călăraș nu are o echipă suficient de mare încât să impună anumiți specialiști pe funcții la Călăraș. Partidul a obținut un scor foarte mic și electoral și reprezentarea lor este, la nivelul Consiliului Județean, destul de timidă. Informațiile noastre, prefectura va deveni PNL sau... Nu a fost împărțită. La momentul ăsta am informații că nu a fost împărțită USR sau PNL. Da? Putem mereu ar fi cel mai bine dacă ar veni la Călăraș, că ar putea să facă pace și ar putea să fie un echilibru pentru o guvernare reușită la Călăraș. Aș vrea să vă mai fac o informare. Am fost invitați împreună cu parlamentarii județului Călăraș, domnul Dumitru Coarnă, domnul Nicu Cionoiu, senator al României, și domnul Constantin Bârcă, deputat. Am fost invitați de conducerea Partidului Social-Democrat la București, în Chiselev, și cu toată administrația pe care Partidul Social-Democrat o are, primarii județului, viceprimari și cu deputații, am fost prezenți acolo la o consfătuire, urmând să spunem ce se va întâmpla în anul 2021. Am primit toate reperele că organizația județului Călăraș e susținută de către organizația națională și începând de la repartiția bugetară care va avea loc, să spunem, cu formarea bugetului, până la proiectele pe care județul Călăraș le are să le ducă mai departe și sprijinul pe care toți colegii mei l-au primit. Am plecat de acolo foarte mulțumit că suntem sprijiniți de organizația națională a Partidului Social Democrat să continuăm proiectele începute comunitățile astăzi, unde activăm primari, viceprimari, președinte de Consiliul Județean, vicepreședinți de Consiliul Județean. Se întâmplă să aveți contracandidat la șefia partidului? Da, că cred că peste tot va să existe, dar a spus și o foaie de parcurs, să începem până în luna septembrie, trebuie să organizăm alegeri de jos în sus interne, de jos în sus, ca să putem alege în luna septembrie viitorul președinte al Partidului Social Democrat la nivel național și conducerea partidului care ne va ghida, să spunem, spre o viitoare guvernare a Partidului Social Democrat. Și